ținut cu o veche tradiție cultural-artistică românească, se află această capodoperă a civilizației lemnului, așa cum este considerată Biserica de Lemn din Șurbești. De rit greco-catolic, cu hramul Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril, își dezvăluie măreția chiar de la câțiva kilometri depărtare. În interior se remarcă pictura, ce datează din 1783, an ce este consemnat și pe iconostas, din timpul domniei împăratului Iosif al II-lea. La exterior se observă două rânduri de streașină și două rânduri de arcade. Cele patru turnuri mai mici de la baza turnului mare au ca semnificație dreptul de judecată, iar corespunzător fiecăruia, în interior, la aceeași înălțime, se găsește câte un clopot.